Să vă fie seara și sufletul binecuvântate. Să ne atingă Dumnezeu, viața și să ne umple cu Cuvântul Său. Trăim într-o perioadă de sărbătoare. Sau de sărbători. S-au îngrămădit sărbătorile așa spre sfârșitul anului, în așa fel încât, după un an de tot felul de probleme, să ne facă fericiți. Vreau să vă întreb dacă credeți că va reuși. Asta e mai întrebarea mea. Va reuși? Că... Meditația din seara asta mi-a dat puțin de gândit în sensul că m-am tot gândit ce titlu să-i pun. M-am gândit la un moment dat că ar fi cel mai bine să pun o viață fericită. Dar am zis că nu va fi interesat nimeni de subiectul ăsta. Pentru că e un fel de perpetuum mobile, adică toată lumea vorbește, dar nimeni nu realizează. Apoi am zis că poate că ar fi bine să punem titlul În căutarea sărbătorii. Și sigur că da, mi s-a părut puțin mai potrivit, în sensul că toată lumea caută un soi de sărbătoare în viața ei. Am zis că s-ar potrivi și un titlu puțin mai provocator de tipul. Ce ziceți? Sărbători nefericite? Cum e? Vreau să vă spun că toate astea le veți găsi în tema din seara asta. Toate. Haideți să pornim de la noi, să vedem problema cu care ne confruntăm, și apoi vom încerca o scurtă soluție din punct de vedere al scripturii. O scurtă soluție din Biblie. Vă aduceți aminte de 31 octombrie? Nu, nu vă aduceți aminte. Ce a fost la 31 octombrie? Vreau să vă întreb, a fost sărbătoarea tuturor sfinților sau a fost sărbătoarea tuturor morților? Adică, așa am început cu sărbătoarea tuturor sfinților. Așa a fost tradiția în Biserica Creștină. Am început așa și am finalizat cu sărbătoarea tuturor morților. A înviat, la vremea aceea a înviat urâtul, macabru, chidosul. Până în ziua de astăzi mergeam pe străzile din Lomalinda și am văzut într-o curte vreo 10 schelete care jucau fotbal. Toate erau acolo. De atunci n-au mai terminat. Sunt în continuu. S-a umplut lumea cu moarte. Și noi am numit treaba asta, am numit o sărbătoare. Vreau să vă întreb, e o sărbătoare sau nu? Adică, până la urmă, sărbătorile noastre vorbesc ceva despre noi înșine. Ne introduc în marele nostru paradox. Adică vrem una și facem alta, gândi una și realizăm altceva. Vreau să vă întreb, ce a fost ieri? Nu azi, ieri. Thanksgiving, da? Și azi? Nu, nu, vineri, vineri. Ce a fost azi? Black Friday. Friday. Ce-am sărbătorit? Thanksgiving sau Black Friday? Cineva îmi spune, am în două, sigur. Așa se spune, dar vreau să vă întreb, de ce am simțit nevoia după o sărbătoare de Thanksgiving să agățăm imediat, așa, în, așa ca o, cu acul de siguranță, și o altă sărbătoare numită Black Friday? Ce legătură are Black Friday cu Thanksgiving? Gândiți-vă la nume. La nume vedeți vreo legătură. Black. Cu Thanksgiving. Gândiți-vă mai departe dacă are vreo legătură faptul că pe 28 s-a strâns familia și am dat mulțumiri noi. Am încercat să ne obișnuim, să ne aducem aminte că trebuie să fim mulțumitori și cu o zi după aceea... Ne-au nemulțumit toate lucrurile pentru că am dat năvală în magazine ca să completăm uh, nemulțumirea pe care o aveam din punct de vedere material, adică să mai cumpărăm câte ceva. Cu o zi înainte a zis, nu ne mai trebuie nimic, mulțumim, Doamne, că ne-ai dat de toate. O zi după, ne-au trebuit de toate pentru că era Black Friday. Uh. Nu știu de ce ne contrazicem în felul acesta. Asta e problema și întrebarea mea. Până la urmă, ce sărbătorim? Mulțumirea sau nemulțumirea? Black Friday sau Thanksgiving? Ce sărbătorim? Asta este una din preocupările mele și observ cum, la nivel social, niciodată o sărbătoare nu este lăsată în pace. Nu e lăsată singură. Este întotdeauna unită cu opusul ei. Cu o contrasărbătoare. Automat. Oare de ce? În scurtă vreme ne vom uh, pregăti de Crăciun, așa este? În românește. În engleză e Christmas. Ce înseamnă Christmas? așa etimologic. Christmas. Ce înseamnă asta? Înseamnă misa sau mesa lui Hristos. Din latină înseamnă cina de taină sau eucaristia în sau în tradiția catolică. Eucaristia lui Hristos. Christmas. Mas. Am venit mai încoace și în locul lui Crist am pus un X mare și am numit-o Xmas. Sigur, mie mi se spune, stai puțin că nu e chiar așa cum spui tu, acel X este tot simbolul lui Hristos, pentru că s-au găsit astfel de scrieri încă din 1551, mi se spune, și, și din momentul acela, când erau foarte... Creștine, toate lucrurile, se folosea acea, acel X pentru a simboliza crucea lui Isus Hristos sau hașul de la Isus Hristos. Hm. Posibil și nici nu argumentez aici, pentru mine important este rezultatul. În momentul în care am de-a face cu X mas, Hristos a devenit o necunoscută. E adevărat? Este, este, un rezultat, nu știu, căutat, s obținut din întâmplare, dar este un rezultat al transliterării moderne. Este o sărbătoare fără Hristos. Este o mesă, o cină de taină sau o slujbă bisericească fără Hristos. Un X, un mare necunoscut. Deci, încă o dată, nu intru în dezbaterea acestei situații, dar mi se pare extrem de sugestiv ceea ce se întâmplă chiar la nivelul de transliterare. Vreți să deschideți cu mine Sfânta Scriptură, dacă o aveți, în Eclesiastul 2 cu 25? Este, este un text de mare înțelepciune care ar trebui să fie, citite, să fie citit în dreptul sărbătorilor noastre. Adică toate sărbătorile noastre ar trebui să țină cont de textul acesta. Auziți! Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Întrebare. Răspundeți dumneavoastră. Mai pun o dată întrebarea. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el. Cine? Problema este că noi încercăm. Problema este că noi încercăm. Am vorbit și altă dată. Aduc în discuție lucrul acesta. Marile sinteze de astăzi sunt paradoxale. Gândirea hegeliană este cam așa. Teză, antiteză și sinteză. Știți cum facem noi? Lăsăm ca lucrurile să se împartă. Și așa facem răul de o parte, binele de -o parte. Teză, antiteză. Marea problemă începe în etapa a treia. Care este etapa a treia? sinteza. Adică le despărțim și spunem clar, ăsta e bine, ăsta este rău. Și după ce am mers foarte mult așa, pentru că e gândirea biblică să mergem despărțind răul de bine, după aceea, în epoca modernă, s-a zis, dar ce-ar fi dacă le-am aduce împreună? Până acum a fost bine de o parte, răul de altă parte, dar marea înțelepciune uh, provine din momentul în care le aduci pe amândouă împreună și realizezi marea sinteză, marea sinteză în care opozabilele se adună. Ceea ce până acum a fost imposibil, acum devine posibil. Adevărul cu neadevărul la oaltă, binele cu răul împreună. Lumina cu întunericul nu e nicio problemă. Mă uimit când la nivel de sărbătoare ni se întâmplă exact așa. Mai amintesc o dată, 31 octombrie. Ce legătură are un sfânt cu toți morții? Ce legătură are un sfânt care în mod evident, după Sfânta Scriptură, este candidat la viață veșnică? Ce legătură are cu... O lume plină de moarte, sau de simbolurile morții, sau de Duhurile morții. Ce legătură. Cultul strămoșilor este acceptat în foarte multe civilizații. Sigur că da. Problema este că în creștinism și datorită Scripturii, cultul strămoșilor se identifică cu demonologia. Și atunci, cum e? Repet, ce legătură are Sfântul cu... Nu? Demonul sau cu nesfântul? Ce legătură are? Aș vrea să vă întreb, dacă tot ne propunem să le adunăm așa, în marea sinteză, de sfârșit, de istorie. De ce le adunăm? Adică, de ce adunăm Sfântul la un loc cu nesfântul, Sfințenia la un loc cu profanul? De ce? Întrebarea mea ar fi cam așa. Dacă aduci Sfântul Împreună sau la un loc cu profanul, cu ordinalul sau cu nesfântul. Ce se întâmplă? Devine nesfântul sfânt? Sau devine sfântul nesfânt? Sau niciuna, nici alta? Se neutralizează. Care credeți că funcționează? Hm? Haideți să vedeți că treaba asta e veche. Adică a preocupat și Sfânta Scriptură. Dacă deschideți cu mine în Hagai, deci, haideți să mergem în Vechiul Testament, așa, la Profeții Mici în Hagai capitolul 2 Versetul 11: Așa vorbește Domnul oştirilor: mergi la preoți și întreabă, pune punele următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în haină carne sfințită. Deci e ceva sfânt, da? și atinge cu haina lui pâine bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare. Vreau să vă întreb până acum, carnea, vinul, pâinea, mâncarea, sunt rele sau sunt bune? Sunt rele sau sunt bune? Fiți atenți, am fi tentat să spunem că sunt neutre. Dar în orice caz nu sunt rele. Întrebarea este, Lucrurile acestea vor fi ele sfințite din, din cauza că s-a atins ceva sfânt de ele? Vor fi sfințite? Și preoții au răspuns: Nu. De ce? Păi, sfințirea nu se ia. Sfințirea nu e contagioasă. Wow! Sfințirea nu e contagioasă. Nu înseamnă că dacă te atingi de un lucru sfânt, vei deveni și tu sfânt. Și nu înseamnă că dacă te atingi de un prot care era la vremea respectivă îmbrăcat în podoabe sfinte, dacă te atingeai atunci, nu semna că și tu deveneai sfânt, nu sunt nicio formă. Am probleme în momentul în care astăzi, nu? Se aduce puțină apă sfințită, se pune în casă Și crede că în momentul acela toată casa se sfințește E ca și cum, încă o dată, sfințenia se ia Aici spune, nu, sfințenia nu se ia Bun, am rezolvat primul punct Punctul 2 Hagai a zis Dar dacă se atinge cineva spurcat Prin atingerea de un trup mort De toate aceste lucruri Vor fi ele spurcate? Răspuns Da o? Oh, pe asta se ia? Și răspunsul e da. Asta se ia? Păi cum că eu am crezut că dacă se ia, ia una, se ia și cealaltă? Dacă nu se ia una, nu se ia nici cealaltă? Că așa am ajuns noi la ideea că sunt și lucruri neutre. Știți, dacă nu se ia una, nu se ia nici cealaltă, înseamnă că rămâne o zonă neutră. Pentru că nu se contaminează. Și răspunsul este ciudat. Răspunsul este că nu se ia sfințenia. Da, se contaminează ce? Necurăția. Necurăția se ia. Acum vă rog să observați un lucru. Unde nu este sfințenie, năvălește ce? Necurăția. Din cauza asta nu e posibil zonă de neutru. nu e posibil să nu fie nici curat, nici necurat. Este ce? E neutru. nu e posibil. Dacă nu s-ar lua, ar fi posibil. Dar se ia. Și orice zonă liberă, neutră, devine contaminată imediat de necurăție. Vă duceți aminte, există parabola aceea a Domnului Isus Hristos cu casa curată. Casa e necurată, e plină, e vandalizată, e plină de tâlhar și de duhuri necurate. Și la un moment dat vine cineva și face curățenie și scoate pe toți afară. Îi scoate afară. Și casa rămâne curată, la cheie, cu flori, cu perdele, cu covoare. Excepțional. Câtă vreme rămâne curată. Câtă vreme rămâne neutră? Câtă vreme rămâne neocupată? Câtă vreme? Poftiți? Câtă vreme? Și Domnul Iisus Hristos ne pune față în față cu ideea invaziei și spune, dacă a fost curățată, dar dacă nu a venit stăpânul să ia în stăpânire casa, urmează invazia nelegiuirii sau invazia răului, pentru că cel care a fost tâlhar și a vandalizat casa înainte, mai ia cu el încă șapte și vine cu echipa toată. Și năvă năvălirea este teribilă starea de pe urmă ajunge mai rea decât cea din tâi. Deci, încă o dată, de ce le adunăm noi la oaltă, Sfântul cu Nesfântul? De ce le adunăm? Avem impresia că ele pot să stea împreună. Avem impresia că este o dialectică extraordinară pe care am învățat-o când am ieșit din grădina Edenului la poartă, acolo am învățat treaba asta cu dialectica asta bine-rău, aduceți-le împreună, ca așa a zis așa a zis șarpele. Veți cunoaște binele și răul. De ce nu ne ajunge numai binele? De, de ce am avut nevoie de rău? Nu puteam să ne mulțumim numai cu binele și ar a zis: "Nu. Elementul de progres este în contradicție. Și ai nevoie de rău ca să mergi înainte." Și am crezut parabola asta și de atunci Punem împreună răul cu binele și așteptăm să evoluăm, așteptăm să creștem, așteptăm să mergem înainte, așteptăm să. Că de asta sărbătorile noastre, așa, când cu bine, când cu rău, când cu creștinism, când fără creștinism, dar toate l-au pierdut pe Hristos. Din ce cauză? Din cauza năvălirii. Faptul că răul năvălește peste bine. Se ia. Asta e problema. Sfințenia este fragilă. Nelegiuirea este contagioasă. Când am inventat lucrul ăsta, Dumnezeu, asta de vorbă cu noi. Vreți să citim în Isaia 1? Poporul Israel începuse experimentul ăsta cu răul împreună cu binele. Sărbătorile cu Dumnezeu, cu sărbătorile fără Dumnezeu. Și până la urmă mergea și cu una și cu alta și șchiopăta de amândouă picioarele. Isaia 1. Ascultați cuvântul Domnului. Versetul 11. ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor, de grățimea visțeilor, Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. E ceva rău cu toate astea? Făceau parte din jertfele care simbolizau pe Mesia. Făceau parte din, 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 acea perspectivă extraordinară a planului mântuirii. Încă o dată, era ceva rău cu ele? Nu. No. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Păi, aceste lucruri nu erau de spurcat. Aceste lucruri erau de sfințit. Cum de se să răsă spurge? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Mi-e scârbă de tămâie, nu vreau lunoi, noi, sabate, adunări de sărbătoare. Oh, toate astea sunt bune. Până și sabatul îl recunoaștem ca fiind porunca lui Dumnezeu. Alături de sabatele de ceremoniale pe care le avem în Sfânta Scriptură. Și în final, versetul 13 se termină. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. E ceea ce îi repugnă lui Dumnezeu. Pentru că dacă unești sărbătoarea cu nelegiuirea, înseamnă că sărbătorești ce? Nelegiuirea. Asta e toată problema. Sărbătorești nelegiuirea. Urăsc lunile voastre, cele noi, praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, a rugăciune, îmi întorc ochii de la voi, oricât de mult v-ați ruga, ascult, căci mâinile vă sunt pătate cu sânge. Nu se poate sinteza asta. Am încercat-o. Și o încercăm. Dumnezeu spune. Nu se poate. Credeți că putem fi fericiți așa? Și când zic putem fi fericiți așa, mă refer la societatea noastră care se zice și se numește creștină. Și poate că avem ceva de învățat din ea sau din situația asta și noi. Putem fi fericiți așa? Și acum, cu bunăvoința dumneavoastră, haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Cronici 30. Îmi place mult sărbătoarea asta. Ezechia. De la versetul 6. Ezechia a trimis soli numiți alergători, care au dus scrisori din partea împăratului la tot Israelul. Adică Ezechia era în Iuda și el a trimis scrisori peste tot și în Iuda și în partea de nord în Ierusalim, chemând pe toți aceia care doresc să vină la sărbătoare, să vină la sărbătoare. Și iată ce scria în scrisorile respective. Copiii lui Israel, întorceți-vă la Domnul Dumnezeului Avram, Isaac și Israel ca să se întoarcă și el la voi, rămășiță scăpată din mâna împăraților Asiriei. Ce frumos! Deci, ideea este, dacă vrei o sărbătoare, hai de întoarce-te la Domnul. Pentru că El este izvorul oricărei sărbători. Întorceți-vă la Domnul. Pentru tot sau întregul creștinism, pentru toată biserica, în momentul acesta, dacă vrem fericire, sărbătoare, satisfacție. Condiția este simplă. Haideți să ne întoarcem la Domnul. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului. Îmi place foarte mult treaba asta. Dați mâna Domnului. Cum e asta? Luați-l pe Domnul de mână. Lăsați ca Domnul să vă ia de mână. Haideți să înțelegem. În seara asta, poate că uităm foarte multe lucruri. Nu uitați asta. Dați mâna Domnului. Aia e adevărata sărbătoare. Când ați pus mâna dumneavoastră în mâna lui Dumnezeu, e sărbătoare. Când va lua Dumnezeu de mână, este extraordinar. E superb. Dați mâna Domnului, veniți la Sfântul Locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru pentru ca mânia lui prins să se abată de la voi. Versetul 9. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în țară. Cui îi spune treaba asta? Este un lucru extraordinar dacă l-am putea înțelege. Spune lucrul acesta celor ce fusese luați în robie din partea de nord. Și le spune și lor, dacă vă veți întoarce la Domnul, va face Domnul un exod pentru voi în mod special și vă va duce înapoi acasă. A făcut Domnul asta pentru Iuda mai târziu. Iuda a plecat în robia babiloniană și Dumnezeu i-a dus înapoi. Aici îmi spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă s-ar fi întors la Dumnezeu, partea de nord care a fost dusă în robia asiriană ar fi, ar fi fost adusă și ei înapoi. Ar fi venit și ea înapoi acasă. Dumnezeu pregătise un exod și pentru ei. Dacă s-ar fi întors la Dumnezeu. Dacă ar fi fost între ei măcar unul ca Daniel. Dacă ar fi fost între ei câțiva, ca cei trei tineri, dacă ar fi fost între ei cineva care să dorească întoarcerea, s-ar fi întors. Vedeți la ce distanță suntem de sărbătoare? Vedeți la ce distanță? Cât ascultare, atât. Cât ascultare. Dacă vă întoarceți la Domnul, e sărbătoare. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv, îndurător. Nu și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți și voi la el. Nu există altă sărbătoare mai frumoasă decât să stai față în față cu Dumnezeu. Să-L privești în față și El să te privească pe tine. Alergătorii cu scrisorile au mers din cetate în cetate prin țara lui Efraim, Manase, până la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Așa. Ratăm sărbătoarea. Așa. Însă câțiva din oamenii din Așer, Manas, Zabulon s-au zmerit și au venit la Ierusalim, spune versetul 11. Când au ajuns la Ierusalim toți, s-au umplut Ierusalimul de oameni, versetul 14, s-au sculat, au îndepărtat altarele care se jerfeau în Ier în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. A făcut o reformă în legătură cu toate acele lucruri care aminteau de Marea Sinteză. Marea Sinteză fusese la Ierusalim. Era acolo și Jehova, era acolo și altarele lui Baal, Astartei, Chemoși, tot felul de zei de jur împrejur. Se încercase marea, marea sinteză. Și aici, au dat la o parte nelegiuirea care invadase Ierusalimul. Versetul 15. Au jerfit apoi Paștele în ziua 14 a lunii a doua. Preoții leviții s-au sfințit, au adus ardere de tot înaintea Domnului. Așa mai departe. Vă las pe dumneavoastră să citiți detaliile. Ceea ce îmi place foarte mult este de la versetul 20. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Astfel, copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit sărbătoarea azimelor șapte zile cu mare bucurie. Observați? Observați unde vine bucuria. Bucuria vine de aici, din ascultarea, din întoarcerea la Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Acolo apare bucuria. Ei lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Leviții făceau lucrul acesta. Versetul 22. Ezechia a vorbit inimii tuturor leviților care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Șapte zile au mâncat dobitoacele jerfite, aducând jerfe de mulțumire și lăudând pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Fiți atenți, 23. Toată adunarea după aceea a fost de părere să mai prăznuiască încă alte șapte zile este unic în istorie. Învățătura. Când îți dă Dumnezeu bucurie, când te ajută Dumnezeu să sărbătorești, vei dori ca sărbătoarea să nu mai înceteze. Vei dori să ții tot așa. Nu se poate încă șapte zile. Și încă șapte zile. Și încă șapte zile. Nu se poate o viață de sărbătoare. Se poate. Asta este ideea. Versetul 26 dacă vreți, 25, 26, 25, s-a bucurat toată adunarea lui Iuda, preoții, leviții, tot poporul venit din Israel și străinii veniți din țara lui Israel sau așezați în țara lui Iuda, veniseră din nord și s-au bucurat în Ierusalim. Văzutul 26, a fost o mare veserie la Ierusalim de pe vremea lui Solomon, fiul lui David, nu mai fusese în Ierusalim așa ceva. Preoții, leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Nu se poate fericire fără binecuvântare. Cele două merg mână-n mână. mână. mei, dacă vrem sărbătoare la sfârșit de an, cam așa arată sărbătoarea. Dacă vrem sărbătoare și binecuvântare, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, iar regulile bucuriei sunt în însăși ascultarea de El. Aș finaliza cu aceeași imagine nou-testamentală. În faptele apostolilor, capitolul 2. Versetul 40. Este vorba de cei din tâi creștini. După ce Petru le-a zis, pocăiți-vă spre iertarea păcatelor și veți primi Duhul Sfânt, în versetul 40, el le spune, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ce înseamnă mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos? Ieșiți din marea Sinteză. Acolo unde se, 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 se adună plusul cu negativul, neprihănirea cu păcatul, răul cu bine, ieșiți de acolo. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. În ziua aceea, la numărul cenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ce se întâmplă cu acești 3000 de suflete? Știți, stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, prin apostol se făceau multe minuni și semne, toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau de obște, își vindeau goarele, averile, banii împărceau între toți după nevoia fiecăruia. Nu știu ce-o fi asta, dacă nu cumva e sărbătoare. Toți împreună erau o inimă. Erau în acord, simțeau la fel. Nelipsiți la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie. Pe pământul ăsta nu există așa ceva. Lau hrana cu bucurie, curăție de inimă, lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. Cât timp Așa era. Asta n-a fost o sărbătoare de o săptămână. Asta n-a fost o sărbătoare de două săptămâni. A fost o biserică. Și vă rog să observați că Biserica lui Isus Hristos e o sărbătoare fără sfârșit. Este frumos așa. Este extraordinar. Pentru toți aceia care n-am cunoscut bucuria destul. Rupeți sinteza. Rupeți compromisul. Stați de partea lui Dumnezeu. Învățați ascultarea de El și întoarcerea la El. Și bucuria va fi de așa natură încât veți putea spune, paharul meu este plin de dă peste El. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, venim înaintea Ta să Te rugăm, Doamne, să primești mâna noastră întinsă către Tine. Să ne iei de mână, Părinte, și să Te luăm de mână. Pentru ca bucuria să nu mai înceteze niciodată. Ca sărbătoarea să fie în fiecare zi, mereu și mereu, de la capăt, proaspătă. Paștele să nu se termine niciodată, azimele, sărbătoarea bucuriei să fie permanentă în viața noastră. Să nu avem nevoie, Doamne, de bucuria lumii, care este, prin definiție, infectată cu contradicții de bine, de sfințenie și de mântuire. Vrem să avem bucuria Ta de la Duhul Sfânt, Doamne. Să rodească El bucuria Lui în viața noastră. Pentru că în felul ăsta să nu vrem bucuria din afară, ci să avem bucuria dinăuntru. Fă din noi biserica ta. Bucuroși de templul tău, bucuroși de adunarea ta, bucuroși de cuvântul tău, bucuroși că te putem lăuda și că am început sărbătoarea veșniciei de aici, până vei veni tu și dincolo de asta. În numele Domnului Isus te rugăm. Amin.